Mă bucur să vă salut din nou, dragi prieteni, suntem împreună și ne bucurăm să fim în atmosfera pe care o creează Cuvântul lui Dumnezeu, studierea Lui și aprofundarea Lui. Vă mulțumim că ne urmăriți, că sunteți cu noi și vă mulțumim pentru aprecierile pe care ni le trimiteți și v-am mulțumit și pentru sugestiile pe care am fi bucuroși să le primim din partea dumneavoastră, în ideea că am vrea să îmbunătățim pe zi ce trece programul acesta. Suntem, iată, la lecția 9 și intrăm acum să studiem cel de-al doilea mesaj pe care îl transmite Dumnezeu lumii acesteia, și anume mesajul despre Babilon. Da? Titlul sună așa, o cetate numită Confuzie. Sună interesant, de aceea plăcerea să vă prezint pe cei doi invitați de astăzi cu care să intrăm în studiul acestei lecții. Bine ai venit, Lucian, mă bucur să fii din nou la școala din Emaus. Mulțumesc frumos! Bine ai venit, Ștefan! Și eu mă bucur să fiu împreună cu fratele Lucian și cu dumneavoastră la acest studiu. O cetate numită Confuzie. Cartea Apocalipsei, și noi am studiat până acum, am dezvoltat ideea închinării, ideea apartenenței unui Dumnezeu creator, ideea dintre lupta dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună, Dumnezeu și Satana și așa mai departe. Și această luptă în Cartea Apocalipsei este zugrăvită prin două femei, femeia curată și femeia desfrânată, da? Biserica curată, biserica apostaziată și, dacă reducem la nivel de închinător, închinătorul adevărat și închinătorul fals, nu? Biblia spune, și este vorba de textul care ne introduce în lecția noastră, că ei, citesc textul, ei se vor război cu mielul și îl vor birui și așa mai departe. Probabil că voi veți intra în dezbaterea textului. Aș vrea să vă întreb, cine sunt acești ei despre care Cartea Apocalipsei spune și de ce cu mielul? Da? Vorbim de cei care sunt reprezentați de femeia desprânată. De ce se războiesc cei închinătorii falși cu femeia, cu mielul, cu Domnul Iisus Hristos? Și, în definitiv, care va fi obiectivul luptei? Nu? Secretul victoriei în acest război, unde îl găsim? Versetele din Apocalipsa 17, care, da, înainte de 13, ne vorbesc, așa cum spunea, despre femeie, despre fiară, despre coarn, despre împărați. Și atunci ne întrebăm, ce sunt acestea? Ei se vor război cu mielul. De ce cu mielul? Pentru că Biblia spune că atunci când copilul a fost răpit, copilul s-a dus sus și Satana, Balaurul, a început să urmărească femeia. Sunt multe interpretări cu privire la cine este fiara, cine este femeia, cine sunt coarnele, cine sunt împărații. Aș vrea doar să spun un singur lucru, că femeia care călărește fiara, femeia este o biserică și fiara pe care călărește femeia este sistemul politic care susține această biserică. M-am întrebat, cum biruiește mielul? Pentru că textul ne spune că mielul este puternic, este împăratul împăraților și domnul domnilor. Ce putere are mielul să biruiască această alianță? Este o putere fizică, o putere, da? În niciun caz. Dacă era așa, Domnul putea să biruiască răul înainte să se dezvolte prea mult pe pământ. Cu siguranță că textul acela din Apocalipsa pe care ne-l amintește Ioan, mielul părea junghiat, acolo este putere. Mielul s-a lăsat junghiat. Este un paradox că Dumnezeu alege să biruiască nu prin forță, ci prin jertfă. Și toți cei care vor urma pe miel vor birui la fel. Vor birui ascultând mai departe, așa cum a ascultat Iisus Hristos de Tatăl. Deci, Lucian, vrei să spui că
E încurajator faptul că în această luptă dintre bine și rău, dacă sunt de partea, sunt reprezentat de biserica, de femeia curată, am mielul de partea mea cu care voi avea asigurată biruința. Mulțumesc, Lucian, te rog să fac. De ce conflictul dintre cele două părți? Spune Sfântul Apostol Pavel, toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, adică să urmească învățăturile lui Hristos, vor fi prigoniți. Există un conflict de viziune, un conflict de paradigme, un conflict de fel de a înțelege lucrurile, un conflict de a vedea viața și de a trăi viața, și lucrul acesta ajunge să fie chiar violent. Uneori este doar un conflict ideologic, însă cartea Apocalipsei, care este ca un fel de rezumat al istoriei, așa, câteva imagini, ne arată că conflictul acesta de foarte multe ori a fost violent, violent din punct de vedere fizic, și a pus în pericol chiar existența oamenilor. Atunci când mă gândesc la ei se vor război cu mielul, mă gândesc la două lucruri. Unul, explicația se vor război cu mielul, o înțeleg din perspectiva Matei 25, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, cel mai neînsemnat, frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi, iarăși, în Vechiul Testament apare ideea că dacă cine se leagă de voi, atinge lumina ochilor mei. Adică se leagă de lucruri cel mai prețios care îl am eu. Interesant că Iisus nu spune, e ca și cum mie mi le-au făcut, ci spune, mie mi le-ați făcut. Pentru că Hristos se identifică cu cei pe care sau cei care îl aleg pe el. Toți câți în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați îmbrăcat. Sunteți al lui Hristos, vale, sunteți în Hristos. Și dacă este cineva în Hristos, e o faptă nouă, nu? Dar pe de altă parte, referința din Apocalips, capitolul 17, din Apocalips, începând de la capitolul 8-9, care vorbește un pic de istorie, și până în momentul capitolul 17, inclusiv spre sfârșitul istoriei, ne pune în momentul de concluzie a istoriei Pământului, în care lupta aceasta, conflictul acesta este din ce în ce mai agud, și războiul acesta până la urmă este între Dumnezeu și Satana. Și dacă vreți, în ultima parte, capitolul 18-19, în realitate este războiul împotriva mielului care vine după mileniu, și oamenii înviați, cei care nu au fost transformați prin Hristos, vor fi înviați ca să li se spună și lor de ce nu au fost mântuiți, și ei vor fi înșelați încă o dată și vor încerca să lupte împotriva mielului. Dar mielul îi va birui. Iar făgăduința frumoasă pe care am menționat-o și Lucian la sfârșitul versetului, și cei ce sunt chemați, aleși și credincioși, și care sunt cu el, de asemenea îl vor birui. Sunt chemați, pe lângă chemare, sunt aleși, pentru că și ei l-au ales pe Dumnezeu. Sunt credincioși, aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile Dumnezeu, dar și lucrul cel mai important, sunt cu el. Și în momentul acela vor fi cu el. Va fi lupta între Lucifer și cei care sunt cu el, și mielul și cei care sunt cu el. Important este să nu cumva să mă găsesc în tagma celor care luptă împotriva mielului, nu de partea mielului. Corect. Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 8. Intrăm în miezul celui de-al doilea mesaj, da? Spunem noi, a doua solie îngerească. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dătat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Deci iată, textul acesta, mesajul acesta, anunță că va veni un timp când Babilonul va cădea. Da? Interesant este că textul spune, a căzut Babilonul. Aș vrea să vedem despre care Babilon este vorba aici. Cine este Babilonul? Ce este Babilonul? Da? Trebuie să plecăm cu lucrurile clare. Și ce înțelegeți prin căderea Babilonului și care este cauza căderii lui? De ce cade? Faptul că textul Bibliei ne spune a căzut, și atâta repetiție, dă putere mesajului. Mi-aduce aminte de cuvintele Mântuitorului, care atunci când spunea ceva important, spunea adevărat vă spun. Dorința lui Nebucadnețar și a lui Lucifer ar fi fost ca Babilonul să devinească veșnic. Vă amintiți atunci când Nebucadnețar are viziunea cu statuia, da? Și îi se spune că de fapt nu va fi veșnic, el face ceva împotriva lui Dumnezeu și anume face o statuie cu totul de aur. Care vrea să spună că
Babilonul va dăinui întotdeauna, nu va avea niciodată un sfârșit. Și îmi amintesc cuvintele lui celebre atunci când se plimba într-o seară și spune: oare nu este Babilonul? Satana vorbea prin el. Întotdeauna Satana și-ar dori ca acest amestec ciudat să continue la nesfârșit. Acest text îmi spune mie că este un timp de har pentru orice națiune, orice biserică și orice individ. Întrebați-i ce e Babilonul. Babilonul pe care îl construise Nebucadnețar apusese de mult. Pe timpul lui Ioan mai erau câteva ruine. Deci nici cum nu e vorba de Babilonul lui Nebucadnețar. Pe timpul lui Ioan mai erau o cetate deja în ruine, aproape abandonată. Mai și nici măcar Babilonul, Babelul, construit de Nimrod. Nici de mult, da. Babilonul, practic, reprezintă în viziunea lui Ioan toate organizațiile sau mișcările religioase care s-au îndepărtat de la cuvântul Evangheliei, simplu al Evangheliei. Căderea, cu siguranță că nu a fost deodată, a fost progresivă și continuă. Astăzi asistăm în lumea care ne înconjoară și suntem înconjurați de Babilon. Când eram mic, mă aduc aminte, m-a impactat o întrebare din biserica mea, biserica locală vorbesc, și cineva la o lecțiune a întrebat: Biserica Adventistă e Babilon? Și atunci, cu mintea mea de copil, încercam să dezlușesc ce înseamnă Babilon, de fapt, ce vor să întrebe frații. Și aș vrea să vă întreb și pe noastră aici, biserica e Babilon sau nu este? Faptul că biserica nu este așa cum trebuie, înseamnă că e Babilon? Sau Babilonul este în afara bisericii? Prin niște împrejurări ale vieții, am luat contact cu mai mulți evanghelici în ultima perioadă de timp. Și evanghelii din Sud-America. Și am tot discutat pe tema Bibliei și mi-am dat seama că e complicat. Și mă explic de ce. Le explicam și discutam despre iad. Și nu există iad. Și eu spuneam: măi, voi atât de mult predicați dragostea lui Dumnezeu, mila lui, da? Și după aceea faceți un tiran care continuă să perpelească oameni o veșnicie undeva într-un univers care... Discutam despre Duhul Sfânt și despre botezul cu Duhul Sfânt, așa cum îl văd ei. Și când am văzut niște imagini, niște videouri pe care ei mi le-au arătat, am rămas stupefiat. Pastori care se laudă că au botezul cu Duhul Sfânt și se manifestă în bisericile lor ca și cum ar fi, ce să vă spun, un... demonizat. Da? Oameni care, pastorul care le pune mâna în față și oamenii se blochează și trage o linie și spune: până aici să vii, și omul vrea să vină la pastor și când ajunge în zona pe care l-a tasat-o, parcă e acolo un magnet care îl dă înapoi. Niciun om, nicio religie nu poate crește mai mult decât adevărul pe care îl are. Biserica, într-adevăr, biserica adventistă nu este o biserică curată. Suntem încă nesăvârșiți. Dar doctrina pe care biserica adventistă, la care tindem să ajungem, este una curată. De aceea tind să cred că biserica adventistă, indiferent de cât de multe lucruri s-ar face, poate nu cel mai corect în biserica adventistă, doctrina este una curată, pentru că este doctrina lui Dumnezeu, doctrina Bibliei, doctrina simplă a Bibliei. De aceea chemarea sau strigătul acesta a căzut este unul care se adresează în primul rând celor care s-au îndepărtat de la Scriptură. Și cu asta închei. Auzim în biserică de foarte multe ori: ce suntem noi mai special decât alții? Oare Dumnezeu doar pe noi ne iubește? Ce avem noi mai special decât alte biserici pe care Dumnezeu le are? Eu cred că nimic special nu avem. Dar avem doar atât. Doctrina curată. Învățătura curată. A Evangheliei. La care cei care Dumnezeu îi va chema vor veni. Nu știm când.
A trebuit să mă atingi. Da, mulțumesc, Lucian. Eu când mă gândesc la Babilon, cred că trebuie să ținem cont de faptul că Ioan folosește imagini, sunt peste 365 de imagini din Vechiul Testament pe care Ioan nu exista încă în Noul Testament, atunci le folosește din inspirația Vechiului Testament pentru a transmite un mesaj către creștinii cărora el li se adresează. Așadar, atunci când vorbim despre Babilon, dacă este să ținem cont de principiul lui Luther, Scriptura este propriul interpret, vorbim în primul rând de un sistem politic-religios care se fundamentează, interesant, pe sincretism religios. Faimoasa Sagila, în care zeii erau puși în funcție de cele 7 etaje, în funcție de importanță pe care eu o considerau. Apoi, vorbim despre un simțământ al superiorității religioase a unui sistem care pornește de la Bab-El, care înseamnă poarta zeilor, adică un sistem care pretinde că el are accesul către divinitate, nu? Dacă tot ne uităm în Biblie, Daniel capitolul 3, Daniel capitolul 2, Daniel capitolul 3, ați făcut dumneavoastră un pic referință, vorbim despre un sistem care aparent oferă libertate de conștiință celor care se găsesc în imperiul respectiv, dar devine totalitarist și foarte intransigent atunci când cei care vor ca să-și exercite libertatea respectivă intră în conflict cu ideologia sau cu planul pe care conceptul, sistemul acela îl are. Vorbim tot din Daniel, dar apoi găsim și în Isaia, găsim și în Ieremia, vorbim despre un sistem care se opune planului lui Dumnezeu și care încearcă să-și curească propria lui istorie în ciuda ceea ce Dumnezeu a revelat, Daniel capitolul 3. Și apoi vorbim despre un sistem controlator, vorbim de un sistem provocator, despre un sistem mândru care este condamnat la distrugere. Și interesant că cred că Ioan citează doar pe Ieremia care spune a căzut Babilonul. Deci se face ecou a căderii cetății Babilon, care se credea de invincibil și care se convertește într-o paradigmă, după toate descrierile pe care ne spune Scriptura, pentru sistemul politic-religios de-a lungul istoriei și în mod deosebit în vremea sfârșitului. Aici când vorbim despre Apocalipsa capitolul 14, ne gândim la un sistem care replică toate aceste descrieri pe care le-am menționat și care, fie prin ideologie, fie prin manipulare, fie prin diferite forme de control, de totalitarism, încearcă să-i conducă pe oameni. Căderea Babilonului, așa cum ați menționat foarte bine, este declarația suverană a lui Dumnezeu care spune orice sistem care urmează drumul ăsta este condamnat eșecului, este condamnat distrugerii. Chiar dacă aparent își mai scoate capul și zice că eu am ultimul cuvânt, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Da, vin o să-ți arăt judecata curvei cele mari. E o expresie pe care cartea Apocalipsei o folosește. Da? Vin o să-ți arăt judecata Babilonului, cu alte cuvinte. Și haideți să vedem de ce este judecat Babilonul, pentru că el folosește, are câteva instrumente cu care lucrează desfrânată sau biserica apostaziată sau sistemul politico-religios care se îndepărtează de Scriptură, așa cum voi ați spus. Avem o acțiune de amăgire a locuitorilor Pământului, asta este din text, nu? Și avem desfrâul în opulență cu loialitatea. Aș vrea să vedem ce înțelegeți prin desfrâul pe care îl promovează Babilonul. Avem vinul desfrâului, vinul Babilonului, în opulență cu mustul curat, nefermentat, da? Care reprezintă învățătura curată, sănătoasă a Scripturii. Și avem concubinii desfrâului, da? Cei care beau din vinul acesta, adică cei care aderă la învățăturile nebiblice. Și cei care sunt, de fapt, chemați să iasă din Babilon. Întrebarea este, ce semnifică fiecare dintre aceste vorbiri simbolice? Și cum să ies din Babilon? Da? Mă refer la desfrâu, la vinul Babilonului și la concubinajul cu Babilonul. În 17:5 scrie Babilonul cel mare, mama curvelor și cucinul pământului. Eu văd aici în Apocalipsa 18 o asociație sau o asociere bazată pe interes.
Și dacă citim tot capitolul 11, vom vedea că apar bogații, apar împărații, apar o groază de... Care au influente, care au fost într-o simbioză cu Babilonul cel Mare. Acum, ce înseamnă vinul mărului? Sau ce înseamnă vinul curviei sau ce înseamnă potirul și așa mai departe? Spune tot Apocalipsa, vinul să-ți arăt judecata curvei celei mari care își ia de pe ape mari. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă greșesc sau nu, Babilonul, pentru a putea guverna peste ape mari, peste multe popoare și națiuni, a făcut multe concesii. Vă amintiți, Domnul, atunci când a avut planul cu evrei, a spus, vă duc în Canaan, acolo sunt niște obiceiuri, niște dumnezei, să mai păstrea cu ei. Biserica vine, cucerește lumea antică, dar include, asimilează tot ceea ce însemna păgânismul de la popoarele pe care le cucerește. Și să luăm un exemplu, mergem în lumea nouă, da? Și indienii aveau ceva pe la gât și hai să vă convertim, a spus biserica. Păi, uite, aveți voi asta, uite, dacă vă punem aici o cruciuliță, e mărgelul, sunt mărgelele voastre, dacă vă punem și cruciulița, nu mai e nicio problemă, da? Suntem frați. Cu ai voștri, da? Și cu ai noștri. Au cucerit popoarele nordice, care aveau focurile, da? Nu e nicio problemă, facem și noi focurile noastre. Adică, întotdeauna, de dragul de a stăpâni peste popoare și națiuni, da? Babilonul a făcut concesii. Și de aceea, acest sincretism și această amestecătură a devenit atât de... E imposibil de separat adevărul de minciună din Babilon. Aproape imposibil să mai discerni ce este adevărul Scripturii în doctrina Babilonului. Suntem în Spania și până să vin aici, mi-amintesc că am venit în 99, am fost în 2000 ca la ora de Paște și am fost impresionat de procesiunile care au loc de Paște. Da? Sfinții scoși din biserică, Iisus, Fecioara Maria, procesiuni pe străzi. Și treaba asta cu Evanghelia? Da. Doar așa repede complement în ce a spus Lucian. În cosmoviziunea Scripturii, atunci când poporul lui Dumnezeu, atunci când cei care au o relație cu Dumnezeu se păstrează fidel legământului, sunt o fecioară. Prostituata este grupul acela de oameni credincioși care ajunge să fie necredincios, să fie infidel lui Dumnezeu, să nu țină cont de principiile Scripturii. Aședea pe ape mari arată influența și ademas pe deasupra apei, vale? Arată influența pe care o are, cum se folosește de puterea politică, de influența politică, de oamenii de oamenii de negoți de lume, pentru ca să-și impună punctul de vedere. Vinul mâniei curviei ei. Interesant este că Biblia vorbește despre să nu te uiți la vin pentru că îți ia mințile. Vale? Vinul mâniei, mânia care este legată de curvia ei. Deci curvia este de face cu îndepărtarea de Dumnezeu, iar vinul respectiv este o învățătură prin care produce în om mânie față de Dumnezeu și îl determină să fie necredincios de Dumnezeu. Adică o învățătură, o doctrină prin care omul este afectat de discernământul și omul ia niște decizii care îl pun exact în opoziție cu Dumnezeu. Spune aici că avea nume pline de hulă. În Scriptură înțelegem de asemenea că hula este un lucru pe care îl spui, o afirmație împotriva lui Dumnezeu, o provocare la adresa lui Dumnezeu. Nu? Este îmbrăcată cu stacojiu, împodobite cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare. Deci opulența asta de care ea se folosește, care intră exact în contradicție cu simplitatea bisericii pe care Dumnezeu o descrie în Scriptură. Are scris pe frunte Babilonia, mama prostituatelor. Interesant. Are scris pe frunte lucrul ăsta în timp ce credincioșii au scris pe frunte lor numele viului Dumnezeu. Iarăși găsim în contradicție cu Dumnezeu. Și apoi Biblia ne spune că este un sistem care
îi se opune lui Dumnezeu și care îi omoară pe sfinți, s-a îmbătat de sângele sfinților. Așadar, când Biblia ne spune ieșiți din Babilon, ne vorbește despre abandonarea oricărui sistem religios, oricărei doctrine, oricărei forme de învățătură, oricărei instituții care prin învățătură, prin forma ei de a fi, prin stilul de viață pe care îl promovează, îl induce pe om în confuzie, îl face pe om să se îndepărteze de Dumnezeu, să-i fie necredincios lui Dumnezeu și îl face să intre, să zic, în această ipostază de prostituție, de apostazie, nu? De adulter. Da, mulțumesc, Lucian, mulțumesc, Ștefan. Iată textul nostru, Căderea Babilonului, anunțată de Cartea Apocalipsei, are drept cauză faptul că Dumnezeu a fost scos din ecuație. Dumnezeu este îndepărtat, învățătura curată este îndepărtată. Aș vrea să vă întreb, făcând aluzie la potop, Dumnezeu a văzut proiectul pe care și l-au construit oamenii, postdiluvien, da? Ne facem un turn, da? Ca să nu mai avem probleme cu... Și Dumnezeu vine, coboară și dărâmă, dă peste cap tot planul lor. Care erau idolii la care se închinau în momentul acela, în timpul acela, în perioada aceea, oamenii care și-au construit Babelul? Și de ce anunță Biblia că Dumnezeu va veni și va distruge Babilonul? Dumnezeu se încarcă cu această responsabilitate de a demasca Babilonul și a distruge Babilonul. Sunt regăsiți aceiași idoli la care se închinau atunci și astăzi? De ce este atât de supărat Dumnezeu pe Babilon și vine să-l distrugă? De-a lungul istoriei biblice observăm că Dumnezeu detestă enorm idolatrie. Citim Vechiul Testament și vedem asta la orice pas. Chiar dă o poruncă între cele 10 pentru treaba asta. Da? Să nu-ți faci chip cioplit, nici fă învățișare. Da? Este exclus. Aminteam și mai devreme. Ce se întâmplă astăzi în bisericile tradiționale? În Babilonul care ne înconjoară. Tot felul de scuze. Nu că, de fapt, este o imagine, o reprezentare. Deși porunca este clară, să nu-ți faci chip cioplit. Ascultam cu ceva timp în urmă câțiva părinți ai bisericii ortodoxe care încercau să justifice într-un fel închinarea la icoane. Și îi condamnau tare mult Biserica Catolică, pentru că ei au statuile. Da? Statuile sunt Biserica Catolică și ei se închină la idol și iau doar icoane. Da? Și căutau să justifice că și Domnul a dat poruncă lui Moise pe perdelele care separau Sfântele Sfânta Sfintelor erau niște heruvim și că de fapt era o icoană. Da? Uitați unde s-a ajuns. E atât de simplu să respecti porunca clară a lui Dumnezeu explicită. Să nu-ți faci chip cioplit, nici fără o înfățișare. Nici icoană. Da? Asta înseamnă nici fără nimic care să reprezinte divinitatea sau orice altceva. Isaia spune, nimic. Cu ce mă veți asemăna? Mă puteți spune asemenea alături de o înfățișare? Și atunci oamenii luptă împotriva poruncii lui Dumnezeu căutând tot felul de scuze. Scuze puierile, zice eu, de foarte multe ori. Cauți niște argumente care nu există și cazi în ridicol. Deci eu, ascultând explicațiile preoților, mi se păreau așa, atât de puerile și atât de josnice, dar să caut doar o justificare pentru ceea ce deja tu practici și nevrând să renunți la ceea ce ai, pentru a-ți duce la poruncă și la scriptură, cauți tot felul de argumente. Din ceea ce spune Apocalips, capitolul 18, înțeleg și prin aluzia care face Iisus, la fel ca în zile, ai doma, ca în zilele lui Noe, sunt aici în capitolul 18 câteva lucruri care mi le-am notat, care cred că îl determină pe Dumnezeu să intervine și să pună capăt. În versetul 2 ni se spune că a devenit o locuință a demonilor și a duhurilor necurate.
Adică nu mai era templul Duhului Sfânt, idealul pe care Dumnezeu l-a avut. În versetul 3 ne spune că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei. Asta înseamnă că a afectat discernământul locuitorilor pământului prin învățăturile ei seductive. În versetul 5 spune că păcatele s-au îngrămădit până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiurile ei. În versetul 9 ne spune că a sedus spre desfrânare și senzualitate toți conducătorii pământului. Așa. În versetul 13, foarte interesant aici, ne spune că făcea parte dintr-o elită care făcea negoți cu sufletele oamenilor. Chiar așa spune textul. Făcea negoți cu sufletele oamenilor. Ale? În versetul 23 spune că vrăjitoriile sau înșelăciunile ei i-a afectat pe oamenii pământului, oamenii au fost înșelați prin aceste lucruri, iar în versetul 24 ne spune că în ea s-a găsit sângele profeților și a sfinților, tuturor celor care au fost uciși pe pământ. Deci uitați-vă cum totul începe cu o învățătură seducătoare care termină cu violență împotriva celor care îl urmează pe Dumnezeu. Aceleași lucruri care le vedem în descrierea Scripturii, beau, sensurau, se măritau, trăiau într-un fel, într-un alt context, ne ajută să înțelegem un pic și violența care se practica înainte de potop. Lucrurile acestea l-au determinat pe Dumnezeu să intervină și să pună capăt acestui proiect, dacă vreți, de autodistrugere a omenii. Deci Dumnezeu, ca să-l citesc tot pe Ioan, Dumnezeu vine, intervine ca să pună, să-i nenorocească, să-i distrugă pe cei care distrug pământul. Da. Mergem la ultima problemă pe care o abordăm astăzi și anume vorbim de lupta dintre bine și rău, de lupta dintre biserica curată și Babilonul apostaziat și ne referim aici în speță la un sistem politico-religios, da? E vorba de un sistem politico-religios care, potrivit spuselor Domnului Iisus și potrivit cu ceea ce ne anunță Cartea Apocalipsei, va fi învins. Aș vrea să vedem ce este acest sistem, în mod concret, cu subiect și predicat, cine este exponentul acestui sistem cu pretenții vicarice, nu? Și cel mai important, în ce spirit închinătorii adevărației lui Dumnezeu se vor raporta corect la oamenii care sunt în pericol de a fi înșelați de acest sistem, căutând salvarea lor în timp ce vor demasca sistemul. Adică, da, faci parte dintr-o biserică care s-a îndepărtat de adevărul lui Dumnezeu, faci parte dintr-o biserică care este condusă de Babilon, dar cum să mă apropii de tine condamnând sistemul, dar să te salvezi, să te ajut să înțelegi realitatea? Un sistem politico-religios. Încă de la începutul poporului evreu, Domnul și-a dorit separarea puterilor în poporul său. Separarea puterii religioase de cea politică. Împărăția avea un sistem, preoția și templul aveau alt sistem. Studiind... Și preoția nu era supusă niciodată. Regalității. Niciodată. Studiind întrebarea ta, Nelu, mi-a venit mai clar în minte supărarea lui Dumnezeu pe Saul. Dar abia acum înțeles, să știți. Înțeleg mai bine treaba asta. Tot timpul m-am gândit ce a făcut așa rău Saul că a făcut el pe preotul să sacrifice animalele. Nu, Dumnezeu dorea ca regele să aibă treaba lui și preoția treaba ei. Niciodată amestecate, pentru că atunci când s-a creat, și istoria a demonstrat-o, când s-a creat această încrengătură între cele două sisteme, lucrurile nu merg bine pe poporul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, Nathan are curajul să-i spună lui David, da? Tu ești omul acela. Atunci când sunt lucrurile amestecate, lucrurile, oamenii nu mai au curajul să mai spună ceea ce este adevărat și ceea ce este corect. Se creează compromis și de o parte și de cealaltă. În schimb, Nathan are curajul să-i spună lui David, era împăratul. Pune, împărat, tu ești omul acela. Vă amintiți Ahab, Iosafat și prorocii mincinoși? Să mergem la luptă, iar se creează acolo această încrengătură, da? Mergi, împărate, că Domnul e cu tine. Nebucadnețar.
puterea politică și avea vrăjitori, cititori în stele, descântători și haldei. Și el zeul principal. Da. Cum să reușim să transmitem mesajul de acest mesaj că a căzut Babilonul, dar în același timp iubim oamenii din Babilon? Cred că este cel mai delicat subiect. Trebuie făcut treaba asta cu foarte multă dragoste. Pentru că poți cădea în extreme, să urci pe un piedestal și să strigi în gura mare, da, și să demași, și să asemenea predicatorilor din Evul Mediu, da, și să țipi în piețe. Este o extremă. Și în același timp, cealaltă extremă, să taci și mâlg, să nu spui nimic, lasă că e mai bine pacea, lasă că e mai bine... Și să-l lași pe om să moară acolo. Întotdeauna mi-a plăcut ieri la una de rugăciune mesajul fratelui pastorului Tinder Francisco, și anume să ne rugăm ca Domnul să ne scoată în cale în fiecare dimineață, să ne rugăm, Doamne, scoate-mă în cale un om care are nevoie de salvare și mântuire. Nu mă lăsa să-l caut eu, orbește. Imaginați-vă că atunci când tragi orbește legal la ochi, șansele să atingi ținta este aproape nule, șansele acestea. Atunci când rogi pe Dumnezeu să scoată în cale oameni care au nevoie de salvare, Domnul o va face. Și cred că ăsta e drumul. Pentru mine a fost o revelație mesajul de ieri. Doamne, scoate-mă în cale oamenii aceia care au nevoie de acest mesaj, ultimul mesaj al Scripturii. Că trăim într-o lume care este Babilon și că trebuie să ne reîntoarcem înapoi cu toți la adevărurile Sfintei ale Bibliei. Mulțumesc, Lucian! Ca un rezumat, am spus că Babilonul reprezintă sincretismul, amalgamul de învățătură politică, religioasă, amestecul la care a făcut referință Luci, sistemul politic-religios care încearcă să îi controleze pe oameni, să le impună prin doctrină, prin ideologie, să îi ducă pe oameni în eroare și să îi mențină în înșelăciune, basicamente. Dacă este să ne uităm în contextul Apocalips 13:14, Apocalips 13 termină cu apoteoza acestui sistem politic-religios, care nu mai permite ca nimeni să nu se închine la nimeni altcineva, ci să-i controleze pe oameni în așa fel încât nimeni să nu mai poată cumpăra sau vinde, și ba mai mult decât atât, cu mânie împotriva închinătorilor adevăratului Dumnezeu sau a celor care zic că sistemul a căzut și că sistemul este condamnat eșecului. Acum, dacă ne uităm de-a lungul istoriei, dumneavoastră ați menționat exemplele biblice, dar dacă ne uităm de-a lungul istoriei, uitați-vă că, pornind de la Babilon, Babilonul a fost un dușman al lui Dumnezeu, ca un arhetip al Babilonului care menționam mai târziu, și care s-a manifestat de-a lungul istoriei prin orice sistem politic, religios sau o amestecătură politică și religioasă, nu? Și și-a arătat colții împotriva închinătorilor adevăratului Dumnezeu. Așadar, putem spune că orice sistem politic sau religios sau o amestecătură care acționează în felul acesta este Babilonul. Și acum vreau ca să vedeți un exemplu din Noul Testament. Apostolul Petru îi salută pe cei care erau în Babilon. Dar Babilonul nu mai exista de mult. Babilonul era o ruine încă din secolul al III-lea, IV-lea înainte de Hristos. Când Petru scrie lucrul acesta, scrie credincioșilor din Roma, evident, Apostolul Petru folosește imaginea amalgamului, a sistemului politic-religios, care în mijlocul cărora se aflau creștinii, se aflau în Roma, să zicem, păgână, Roma istorică. La momentul în care sistemul papal, și trebuie să-l menționăm, o amestecătură de concept politic-religios cu pretenții de superioritate morală, etc., etc., la momentul în care sistemul acesta papal, de-a lungul Evului Mediu, a încercat să-și impună punctul de vedere, să-i controleze, să se lupte împotriva celor care erau de acord cu Scriptura, s-a identificat cu Babilonia. Merge un pic mai departe. La momentul în care protestantismul, acum vorbesc de luteraniști, de calviniști, luptau împotriva anabaptiștilor, care au spus, băi, noi trebuie să ne botezăm, și îi aruncau în furci, îi persecutau, îi ardeau
protestanții, iar deau pe, să zicem, pe neoprotestanți, conceptul acela s-a transformat în Babilon. Dacă vreți, mergând pe linia aceasta a codului acesta de identificare din Scriptură, mai aproape de noi, comunismul a fost parte sau s-a identificat ca o parte în Babilon, foarte virulent împotriva credincioșilor, împotriva închinării la Dumnezeu. Așa, în contextul în care trăim noi, orice sistem religios care îi induce pe oameni în eroare, fie prin doctrină, fie prin stil de viață, care nu-i apropie pe oameni de Scriptură, nu-i îndeamnă pe oameni să se apropie de Scriptură, se identifică cu Babilonul. Și orice biserică, chiar poate, într-o biserică, poate fi chiar o biserică adventistă, mă refer, locală. La momentul în care eu încerc să-i controlez pe ceilalți, să le impun punctul meu de vedere, să mă port în mod despotic, eu mă identific cu Babilonul. Îmi place foarte mult că George Knight atrage atenția cu privire la lucrul acesta. Când noi încercăm să impunem punctul nostru de vedere, cum s-a întâmplat în Daniel capitolul 3, noi ne identificăm cu Babilon. Deci Babilonul este mult mai aproape de noi decât noi ne imaginăm. E mai ușor să mă gândesc, filozofia care există astăzi în lume, neomarxismul care încearcă să domine, este clar evident că prin ea, Satana își face lucrarea și este parte din Babilon. Așadar, Scriptura ne spune să ieșim afară din Babilon pentru că Dumnezeu își restaurează împărăția. Și dacă vrem ca să fim, pornind de la versetul de la început, să fim cu mielul, aleg cei chemași, alegi și credincioși, dacă vrem să fim cu mielul, dacă vrem să fim și noi chemați, aleși și credincioși, trebuie să fim cu mielul. De partea cui ne punem? Ori de partea sistemului, ori de partea lui Dumnezeu. Da. Te rog, Lucian, scurt. Foarte scurt voi fi. În timp ce vorbea Ștefan, mi-am amintit că am citit cu ceva timp în urmă, poate un an de zile, un an și ceva, un articol în Adevărul. Poate l-am găsit pe internet. Referitor la procesul pe care o studentă adventistă de la Iași îl câștigă împotriva universității, pentru că universitatea nu i-a permis să dea examenele în altă zi decât sâmbăta. Și articolul era unul de succes pentru fata adventistă. Dar am fost curios după aceea să dau la comentarii mai jos, unde oamenii comentau. Uh-huh. Și Ștefan vorbea despre trecut. Cred că viitorul va fi la fel de sumbru. Uh-huh. Dacă citiți comentariile care sunt acolo, despre cum se raportează oamenii la aceste pe care le avem, vă îngroziți. Cuvintele care erau scrise sectanților, da? și câte. Da. Babilonul cu adevărat își va închide porțile împotriva oricărui drept pe care Dumnezeu ne-l și acțiunea lui se vede clar, se vede concret astăzi. Am ajuns la sfârșitul timpului alocat acestei lecții. Aș vrea să rămânem cu o idee, și anume, Dumnezeu va distruge Babilonul. Babilonul va cădea. Ceea ce este important, să nu cumva să cad și eu cu Babilonul. Așa că să rămân de partea mielului, de partea Scripturii, de partea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca în vremea aceea să fiu printre cei care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost cu noi și ne-ați urmărit. Mulțumesc, Lucian, mulțumesc, Ștefan. Edi, David, mulțumim pentru asistența tehnică și până la o nouă întâlnire în școala din Emaus. Vă spun la revedere, toate bune și pe curând!